Salut băieți și mi-am regăsit la un episod, da? Acest episod este unul informativ, cum vedeți și în titlu, da? Acum intrăm și un standoff, pentru că vreau să vă arăt ceva, da? Și să vedeți acum, știți că eu am medalii și chestii de astea, eu nu prea am mulți bani și skin-uri, da, hai să vă arăt ceva. Dacă și m-ar băga standoff. Și mă vedeți aici, da, să mă testăm un pic. Bushbot, sunt, mi-am schimbat și am chestiile astea și mechile, vedeți aici la name aici. Da, hai să dăm la skin-uri. Vedeți ce mi-a picat băieții? Deci, vedeți ce mi-a picat? Mi-a picat din, am cumpărat un ăsta și mi-a picat ăsta, da, poate-mi pica ăsta, what the fuck. Așa, în criză, ești nebun. Da, deci m-a speriat că mi-a picat ăsta, ești nebun. Ca să știți, eu nu știu dacă l-am băgat niciun leu, știi? Da. Bă, deci, cum să zic, sunt foarte bucuros că mi-a picat ăsta. Am ăsta, 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 ăsta și arată foarte șmecher, ce să zic. Da. Și haideți să băgăm și un meci pe privat ca să vă arăt cum este. O să revin atunci. Da, băiți, am revenit, da. Deci, avem skin-ul ăsta pe Deagle aici, frumușel. Da. AK-ul și ăsta. Deci, vedeți aici. Da. Și îl mai luăm o dată, băiții. Deci vedeți. Începutul. Deci arunc tot termin aici. Da. Prima dată, deci primul skin al meu care chiar m-am bucurat foarte, foarte tare și am văzut că mulți youtuberi îl folosesc, a fost ăsta pe Deagle. Și e foarte șmecher pentru un superar, vedeți? Da. Că e foarte șmecher. Îmi plăcea că sus acolo arăt albastru. Uite aici, da. Unde spamezi. Da, e foarte șmecher, ce să zic, da. A doua armă care mi-am dorit-o foarte mult a fost carbonul, da, mi-a plăcut foarte mult și acum îmi place. E arma mea preferată dintre superare. Cred că și dintre epice. Nu știu, aș putea să-mi vând, stai să-mi iau ceva statra, dar nea. Na. Arată foarte șmecher care dunga asta cu roșu și cu alb, da. Și în sfârșit arma asta, adică n-am achiruit o grămadă, nu știu, pentru ea. Adică atâta timp și, na, uitați cum se vede pe aici cu roșu, când bagi scopul. Foarte șmecher. Pe ce aici? Ce vă? La povestea. E franceză, italiană. Deci aici arată cum movi, știi bun? Ia, deci dacă vom aici să ne flexăm, uitați ce șmecher e. Vedeți, băiții. Uitați ce șmecher e. Chiar sunt bucuros că mi-a picat. Da. Și băiți, cred că ăsta a fost și videoclipul. Nu uitați dacă v-a plăcut. Să dați un like și un subscribe. Ăsta a fost un videoclip informativ. Eu m-am lăsat. Pa!